Fundașul Ovidiu Halip este internat la Spitalul Județean Suceava, medicii apelând la această măsură pentru că prezenta simptomele gripei porcine. Eu cam dată din ce am înțeles să-i dea drumul acasă, să izoleze, că n-au tot rezultatele. Și dea drumul acasă și rămâne izolat. Acum așteaptă rezultatele mâine. Președintele CTC a declarat că deocamdată programul echipei este unul normal, iar în cazul în care până joi vor prezenta și alți jucători simptomele bolii, este posibil ca partida de la Râmnicu Sărat să fie amânată. Dacă o să fie cazul, pe joi vineri vom ști. În momentul în care pe joi, că vineri deja e târziu, în momentul în care se mai întâmplă mâine sau poi mâine ceva simptome, atunci putem, dar până joi. Dar deocamdată încă nu-i caz. Conform unor surse din cadrul clubului, Ovidiu Halip a contactat boala de la prietena sa, care este și ea suspectată de gripă nouă.